Pumnalul de pradă din țările de jos, o capodoperă a secolelor 17-18, poate fi admirat la Muzeul Național al Banatului. Un simbol al eleganței și al puterii, acest pumnal de paradă poartă cu sine ecoul unei ere în care detaliile fine defineau statutul și rafinamentul. Lama sa de oțel cu o lungime de 61 de centimetri prezintă un design hexagonal care se încheie cu un decor aurit minunat. Un ornament floral deasupra căruia tronează un demnitar în coroană gravat în ambele părți. Mânerul sculptat din fildeș este o adevărată expoziție de artă în miniatură. Ornamentele sculptate evocă scene vii cu păsări stilizate și figuri masculine îmbrăcate în veșminte specifice secolului al XVIII-lea, fiecare detaliu captând esența unei ere de mult apuse. Inelul de alamă și nitul sferic la baza mânerului adaugă un contrast plăcut și o notă de durabilitate. Chiar dacă teaca originală s-a pierdut în negura timpului, splendoarea acestui pumnal de paradă rămâne neștirbită. Piesa face parte din patrimoniul Muzeului Național al Banatului.